Sunt mai mult decât mulțumit, ținând cont de faptul că ne-am autodepășit, fiind o echipă nouă promovată, cu mulți copii promovați, copii de 17-18 ani în debutul lor la Liga a 3-a. Am reușit să fim vicecampioana, stând pe locul 2, vicecampioana seriei. Am reușit performanța de a avea cei mai mulți tineri în primul 11. Odată am demonstrat că atunci când promitem ceva, ne ținem de cuvânt. Le-am promis suporterilor un joc spectaculos, goluri multe. Am reușit și să-l facem golgheter pe Marius Vișan, atacantul nostru, un jucător de excepție cu un caracter deosebit. Și să zic așa, am îndeplinit toate cele trei obiective propuse pentru acest un sezon mai mult decât perfect, poate și neașteptat pentru multă lume din punctul ăsta de vedere. Asta ne va responsabiliza și mai mult pentru sezonul următor.